Socialdemocratul Ovidiu Donțu a declarat că la Direcția Agricolă a fost un simulacru de examen și că evaluarea a fost de fapt o selecție politică. Oameni cu 40 de ani de experiență, fiind evaluați de oameni cu câțiva ani vechime, oamenii a căror vile creșteau odată cu sediul Direcției Agricole au făcut parte din comisia de examinare, oameni care umblau cu bani în mână să promoveze în sistem, iar când s-au întâlnit cu colhozul Zuravlean, au promovat, vin astăzi să dea lecții de profesionalism unor oameni cu 40 de ani vechime în sistem. Lucrători ai APIA testează salariații ai Direcției Agricole, știut fiind scopul APIA, care se ocupă cu subvenții în legătură cu fondurile acordate de Uniunea Europeană. Iar Direcția Agricolă cu dezvoltare rurală, cu inspecții, licențe, cu totul alte lucruri. Consilieri principali au examinat consilieri superiori din cadrul Direcției Agricole. Deci funcții inferioare au analizat funcții superioare. Oameni care l-au scris acolo unde mai puțin se putea înlocui ceea ce au scris acești oameni, au luat punctaje foarte mari, la oral au fost căzuți, nu-i așa, pe criterii de orientare politică. Unii au primit întrebări de genul câte mașini trebuie să aibă Direcția Agricolă și alții articolul 2 alineatul 3 din regulamentul Comisiei Europene numărul. Ovidiu Donțu a precizat că Partidul Democrat Liberal face epurări politice în instituțiile publice și până și copiii membrilor PSD au avut de suferit în urma reducerilor de personal.